Salut! Vreau să vă prezint acest clește pe care îl pot folosi la tăiat, la decablat și la sertizat pini sau papuci pentru conductorii electrici. Această cutiuță conține atât cleștele cât și coliere de plastic, papuci, pini și mufe de înădire a conductorilor. De la această clemă pot să reglez cât de lung să fie decablat conductorul meu. Aici în dreapta găsim câteva informații referitoare la dimensiunea conductorilor pe care îi pot sertiza. La prima sus pot sertiza conductori de la 0,5 la 6 mm², la a doua de la 4 la 6 mm², la a treia de la 1,5 la 2,5 mm², iar la a patra de la 0,5 la 1 mm². În continuare voi face o probă la acest clește să văd cum se comportă la tăiere, la decablare și la sertizare. Acesta este un conductor brut de 1,5 mm. Observ că îl taie destul de bine. Fac o probă și cu un cablu multifilar sau lițat, cum se mai spune. Destul de ușor este tăiat și acesta. Îl decablez la un capăt, prima dată încerc la minim, destul de ușor îl decablează, modific poziția clemei să decablez o porțiune mai mare din acest conductor. Dacă dau această clemă la o parte, pot să decablez conductorul și în altă parte, undeva la mijloc. Aici mă pot lega cu un alt conductor fără a-l întrerupe pe acesta. Îl probez să văd cum decablează și cablul brut. Îi fac o probă să văd cum sertizează un papuc pe conductorul multifilar sau lițat. Se observă că această sertizare este una bună. Dacă vreți să urmăriți și alte videotutoriale de pe acest canal, dați click pe iconița din stânga sau cea din dreapta. Iar pentru a urmări acest canal de YouTube, apăsați iconița de abonare. Mulțumesc!